partidă pe canalul ăsta. Băciu de 4 metri. Multa făcută de mine, aceeași montură, prun pulisant, o părpăfir, un cârlic de 10. E urât afară, e vânt, nu știu dacă îi face ceva, nu știu cât o rezista. Era afară de vânt. Eu am știut când am plecat acasă că bate vântul, dar am zis că poate cine știe să oprește. Iar începe rafale de alea, mai șade un pic, când începe, e pericol. Așa să mișca mașina, aici și când am venit, să mișca mașina de vânt. Ei n-am vrut să mai dau la pește, astăzi n-am vrut să plec acasă, dar am zis, hai, cam o meală, în cârlic o să pescuiesc la... Vedeți, nu? La ciuperci, dar dau cu astea de aici. Astea mici. Vedeți? Bobițe de astea mici. Capătul. Vedeți? La astea pescuiesc astăzi. Rămâneți cu mine, un spectacol frumos, marca Fishing Canot, să știe, aici pe baltă, timpuri nasoale, după acum acolo, timpuri nasoale, prieteni, nu știu cât o să fiu de activ pe canalul ăsta de YouTube după acum acolo, că a anunțat vreo 2-3 săptămâni de timp urât, ploaie, vânturi. Dar mai vin și eu când se pot, dar dacă plouă, rămâneți cu mine. Haide, da.
la aia. Opa, hop, hop, da. Contează dacă dă un cioc mic în ea, uite la asta. Da. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. M-a spart vântul la urechi. E un vânt, o să las sonorul încet, chiar încet o să las sonorul, că s-aude rău de tot în cameră. E pe câmp, e câmp deschis și n-am ce să-i fac. Am pus niște cartoane de-astea intrișa la cameră și la aia pe plută și la asta principală. Am pus niște cartoane așa, dar tot intră vântul, tot, că e curent mare. Eu zic că am făcut o partidă frumoasă și astăzi, scurtă, pești frumoși, la ciuperci. Nu uitați să dați și voi like. Până data viitoare, toate cele bune, prieteni. Vă pup!